Sănătate, numai bine. Iar am ceva de zis. Tocmai am făcut o cursă cu un băiat, un student, care a dat ceva examen parțial, o la 5, nu știu ce, și m-a întrebat dacă am făcut și eu facultate. Am zis că nu, n-am făcut nicio facultate, pentru că n-am făcut. Asta e. Și el a zis că, na, un inginer, nu știu ce inginerie face. Și l-am întrebat, mă, dați place chestia asta? Zicea, nu neapărat că îmi place, dar vezi că inginer să caută și vreau să plec din țara asta și nu știu ce, că mama economistă, tata nu știu ce, iar ceva inginer sau ce Dumnezeu, pe nu știu ce parte. Și mi-am dat seama direct că i s-a implementat în cap ideea că trebuie să facă bani. Trebuie neapărat să facă bani. Și atunci unde e cererea? Un economist așa gândește. Cerere, ofertă, nu? Deci s-au gândit părinții să implementeze în cap la copil ideea că unde e cererea, acolo trebuie să fie ofertă. Faza asta am văzut-o și la sora mi-a făcut, eu zic că e o greșeală, dar acum o să, în timp o să le spun pe toate. În medicină. Au vrut să fie, să dea la medicină, o dat de vreo 4 ori, o picat. Visul ei s-a spulberat. Dar fata ei a crescut și a implementat ideea să meargă la medicină. Fata acum e la medicină, la stomatologie. Sper să-i placă. Sper să nu fie ideea lui sora mea și să își dea seama după ce face toată facultatea asta, că de fapt nu asta își dorește cu adevărat de la viață. Oricum nu-i pierdut, că lecții se învață și acolo foarte multe și așa. Dar știu cazuri unde copilul a făcut facultate doar pentru ca să demonstreze părinților că e capabil să facă orice facultate, bineînțeles cu eforturi foarte mari, că în momentul când faci ceva ce nu îți place cu adevărat, faci un efort foarte mare. Dar faci poate efortul ca să îți satisfaci părinții, să fie mândri de tine. Iar mai știu pe o persoană care a fost foarte bun fotbalist și a făcut asta tocmai tot din cauza părinților, că și-a dorit foarte mult să fie fotbalist. Copilul a fost foarte bun la fotbal, a fost un fotbalist excelent. Dar el când a crescut mare și-a dorit să fie pizzar și acum el e pizzar. Foarte bun pizzar. Asta îi place să facă. Așa că nu contează ce faci. Eu sunt de părerea asta. Nu contează ce faci. Orice meserie poți să o ridici la nivel de artă. Trebuie să-ți placă, să nu simți că faci un efort. Trebuie să-ți placă mult ceea ce faci. Așa că asta ar fi pentru părinți foarte important, ca să aibă grijă să nu le implementezi la copil ideile lor, că viața copiilor e viața lor, nu-i continuarea la eșecurile care le-au avut ei și gata, un copil să își îndeplinească visul prin copiilor. Pentru că ei au venit pe lume poate cu alt scop. Lăsați-i să și susțineți-i necondiționat orice gunoier, orice vrea să fie, dar să fie cel mai bun. Susțineți-i pe toți. Eu asta fac. De exemplu, și eu mi-am dorit ca copilul meu să fie fotbalist. Mi-am dorit asta, dar nu neapărat la maxim. Nu, orice. Da, nu, mi-a plăcut așa, m-am uitat la meciuri, nu-s microbist, mi-a plăcut și mie, dar am văzut că lui îi place. Dar totuși nu l-am dus la fotbal, pentru că m-am temut să nu fie ideea mea. Și atunci l-am probat pe copil, am vrut să văd dacă chiar vrea el să meargă. Și ce am făcut? Eu l-am dat la fotbal de pe la 5 ani. 6 ani, 8, da. Acum are 10 ani, face de 4 ani fotbal. I-am zis,
Bine, hai să vedem. Păi străbă, pentru fotbal străbă niște ghete. Hai să mergem să-ți luăm ghete. M-am dus și-o ales el ghetele care i-au plăcut lui mai mult. Ălea le-am luat. Și am zis, erau ghete de la cu șireturi. El nu știa să-și lege șireturile. Am zis, mă, dacă tu vrei să mergi la fotbal, tu trebuie să știi să-ți legi șireturile, că nu va sta antrenorul să vină să te lege pe tine la șireturi. Tu trebuie să înveți să-ți legi șireturile, dacă nu te pot duce la fotbal. În ziua aia, nu a durat o zi, că a durat, cât să zic, o oră, două, maxim, el își lega singur șireturile. Când am văzut asta, mi-am dat seama că, de fapt, e dorința lui. El vrea să meargă la fotbal. No, și l-am dus la fotbal și de atunci tot merge. Și la fotbal, păi el l-a pus pe teren să joace. El nu e așa rapid, nu e de atacant sau de mijlocaș. M-am gândit că poate fundaj. Am văzut că nu prea se mișca cum trebuie, nu știa să alerge cum trebuie. Am zis, mă, să nu fie iar o idee de asta de-a mea. Și nu, că îi place, singur merge la fotbal. Nu trebuie să-l duc eu. Faza e că nu i-a plăcut pe teren. Lui i-a trebuit portar. Tot m-a bătut la cap să iau mănuși. Și am luat mănuși și, într-adevăr, după ce a intrat în poartă, a devenit cel mai bun portar de la echipă. Și acum e cel mai bun portar. N-are antrenor, nu nimic. M-am mai antrenat eu un pic cu el. E foarte bun ca portar. Și îi place, iubește chestia asta. Eu îl susțin. La școală la fel. Eu am fost slab la școală, am fost și repetent. Și că nu am ce pretenții să am de la copilul meu să fie mai bun ca mine. Asta este. Cum mi-am zis, mă, nu te pot ajuta foarte mult cu ce pot te ajut, dar tu trebuie să-ți faci tema, tu trebuie să-ți faci toate alea, pentru că eu nu o să fac eu și după aceea când să fii singur, să răspunzi ceva, să nu știi nimic. Nu, tu trebuie să înveți singur exerciții și așa mai departe. Și la școală e cel mai bun. No, ce să zic? Asta e un caz fericit. În rest, ce să zic? Sănătos, e super sănătos, e puternic, e frumos, n-am ce să zic. Doamne, îți mulțumesc. Cu fetița la fel vreau să fac. Să ia văd că are înclinații spre not, spre apă, tot apa îi place foarte mult. Vreau să o dau la not, dar încă nu înțelege foarte bine că e micuță. Dar o să o dau, să vedem. Poate că nu îi place not, poate îi place altceva, dar avem vreme să facem. Cam despre asta am vrut să povestesc. Asta, din ce am văzut eu, din experiența mea, din experiența oamenilor din jur, ce am văzut, vă spun, asta e realitatea. Și să știți că foarte mulți oameni pot să facă greșeli foarte mari cu ideile lor, că vor să facă ca virgulă copiii lor să fie ceea ce n-au reușit ei să fie. Nu. No. Puteți să le distrugeți viața, să îi băgați în depresie după atâția ani de școală, 12 ani de școală, după aia încă 3, 4, 5 ani de facultate, poate după aia masterat, nu știu ce, ajung la 25 de ani, 26 de ani, să vadă de fapt că au făcut chestia asta și nu le place și să înceapă, poate, dacă își dau seama, să înceapă altceva. Dacă nu intră într-o depresie de aia urâtă. Nu, nu merită. Copiii trebuie iubiți așa cum îs. Cu asta, cred că am avut ce am avut de spus, am spus. Sănătate, numai bine vă doresc. Sper să... Nu, cred că am vorbit prostii. Spuneți în comentarii dacă am vorbit prostii, dacă sunteți de acord sau nu cu ideile astea tâmpite. Sănătate!